din cartier. Unde se cântă și se bea. Aș vrea o noapte să-mi petrec cu amintiri din viața mea. Mă scuzați! O, să trăiți, bunața, domnul Răzvan, bunața, domnul Dani. Vă rog să nu mai certați că astăzi iar sunt cu mâncare și băutură, dar cineva trebuie să arate și lucrurile acestea. Ce se întâmplă? Știți că luna ianuarie trebuia să fie revelionul artiștilor, trebuia să fie revelionul ospătalilor. Nu s-a mai ținut acest lucru, din păcate. Artiștii sunt necântați și bucătarii încă experimentează rețete noi pentru a nu-și ieși din mână. Maestre, mă întorc, vreau să faceți câteva dedicații, oricum. Nu v-ați ieșit din mână, e foarte bine. Să știe. Revin imediat aici. Normal. Mergem aici la Cristina, care a fost finalistă la Șef la Cuțite. Bună dimineața, Cristina, bine te-am regăsit. Vă salut pe toți, vă pup, numai bine. Cristina, un nou bun și fericit. Nu ți-a ieșit din mână, am văzut că rețetele îți ies foarte bine. Nu a mai fost frumos. Nici revelionul ospătarilor, nici revelionul artiștilor, dar am văzut că ai lucrat și încă îți ies rețetele. Ce ai pregătit astăzi? Te rog să-mi faci, pentru că o să avem și muzică. E exact ce trebuie, ne simțim ca la petrecere. Exact ca la petrecere, cum am dus lipsa anul ăsta de petreceri, anul trecut. Anul ăsta vă așteptăm cu multe, multe bunătățuri. Avem, pentru început, un crap prăjit cu mămăliguță și mujdei, cartofi țărănești, cine dorește. Avem o saramură de crap extraordinară. Dragii mei, nu puteți să refuzați niște coaste la grătar nemaipomenite. Avem și sarmalii, avem și cârnați, avem și șuncă, avem de toate. Avem de toate. Cârnați de mistreți? Avem cârnați de mistreți extraordinari. De-aia se uită la noi destul de urât mistrețul din spate. L-am mistrețul făcut neprietenos. L-am făcut cârnați. Și acolo platoașul acela pe avem care... Avem un platou rece cu tobă, lebăr, caltaboș, cașcaval, jumări, șuncă, culiță, șorici, de toate, de toate. O pâine prăjită să nu ne cadă greu. Am înțeles. Să fie auzi, bine. Cristina, ești pe tradițional, știi foarte multe rețete tradiționale românești foarte și mi-ai spus că le știi de foarte mulți ani și duci povestea aceasta mai drept, trebuie, mai departe. Trebuie, chiar dacă a fost perioada dificilă, nu ai abandonat. Și acolo ai băgat, cum mi-ai spus, la jar sau ce avem acolo? Un pui la jar. Nemaipomenit. Trebuie încercat. Calea Moșilor numărul 195. Vă aștept cu toate bunătățurile acestea. Avem puiul la jar. Avem pomana porcului cu un bulz extraordinar. În partea cealaltă avem tigaie picantă cu aripioare la grătar, ciocanele prăjite, pârjoale cu piure și o tochitură moldovenească, să nu ne stricăm și să fie bine tradițional apropo românesc. Apropo de pomana porcului, poate dai și tu astăzi ceva de pomană, chiar mi-ai făcut poftă mare. Cristina, tot îți dau, tot. Mai trec pe la tine, merg acum să vorbesc cu prietenii noștri să văd, tu nu ți-ai ieșit din mână. Nu pot să ratezi așa ceva, trebuie să încerci. Mi-a venit apă în gură, dar las puțin mai târziu. Mi-ai mai pus unul, dar ăla s-a terminat. S-a terminat, păi, în atmosfera asta nu putea să nu se termine. Trec pe la tine astăzi, este, mă simt ca în zi de sărbătoare. Mersi, Doamne să ajută, văd vă mai aștept cu drag. Și-ți fac și o dedicație. Mulțumesc frumos, vă pup. Domnul șef, să trăiesc, bună dimineața, o bucurie să vă revăd. Spuneți-mi cine sunteți și vreau să văd dacă v-ați ieșit din mână. Bună dimineața, noi suntem orchestra restaurantului Burebista de Tradițional. Ne numim Mirea Band și vă așteptăm la restaurantul Burebista Tradițional de pe calea Moșilor 195. Fiți atenți, vreau să văd dacă v-ați ieșit din mână. Haideți, ce-ar merge acum ceva? Vreau să văd dacă v-ați ieșit din mână. Ce-ar merge? Merge ceva de virtuozitate, o ciocârlie. Ia să vă dăm ceva. Ia să vedem. Hai, 3, 2, 1 și să-mi cântem! Ce vorbești, bă, băiatule? Și scoți nailonul, Florine, nu prea știi cu de-astea. Scoți nailonul de la pachetul de țigări. Domnul Răzvan! Mă mai auzi, domnul Răzvan? Da, te aud. Fii atent, da. Am aici un domn care te cunoaște și ar dori să-ți facă o dedicație. Am înțeles că v-ați mântrit cu domnul Răzvan? Sigur. Mă întrebam. Cât un eveniment așa, micuț. Special pentru toți băieții și pentru domnul Răzvan și Dani. Și-am vis verde măr, domnesc măi. Hai, 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 am iubit și am să iubesc.
Hai, draga de mine. Ardă odată. Măcar de mă prăbădesc. Și ce-mi place, tot iubesc. Se termină pandemia. Auzi. Și începe șmecheria. Da. Să înceapă evenimente. Ca așa să fie la fete. Țac, pac, stai că trag. Până la ziua, praf te fac. Și ca semn că te iubesc, am să te cotonogesc. Și am să te prind, și am să te bat cu scândura de la pat. Să te bat, să te omor cu coada de la topor. Ardu n-ai, peșoaie, adu-și un cuțit s-o taie. N-o lăsa numai așa, e aici orchestra. Hai, maestre! Și cum era, maestre, la noi nu contează banii? La noi nu contează banii. Filmăm la Răzvan și Dani. Banii sunt bani de hârtie. La noi merge șmecherie. Țac, pac, stai că trag. Maestre, mă bucurie. La cum vă numiți, ca să știe toată țara? Nicu Tăișanu. Nicu, domnul Nicu, toate cele bune. Doar Răzvan, domnul Dani. Da, o zi frumoasă, toate cele bune, la mulți ani. Mi-a adus aminte de vremuri frumoase. N-am avut de vremioane, dar ne facem cu știm. Extraordinar. Am nopți de studiu cu Neanicu. Da, da, între puținii din regat ce știu piese de Ardeal. Știi? Nu știam. Da, încep cu ciocărlia, dar după aia te duci în anăzurile se varsă, ca să acolo, știm o da. Treabă. Pe la 4 dimineața, dar doar în vacanța de vară.